Am revenit cu invitatul mult promis încă de la începutul emisiei. Pe invitatul meu de astăzi îl știi din Clanul, dar sigur și de pe scena teatrului. A avut apariții episodice în serialul Vlad și Profu, dar și roluri importante în Sacrificiul și Rux. Mai multe despre el aflăm chiar de la el. Marian Olteanu e în studioul nostru. Bine ai venit la Trăinet, Marian! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru introducere. Cu drag. Păi da, avem ce spune. Și încă mai erau multe de spus, da. Da, mai erau. Ar mai fi fost așa. Tot timpul în orice interviu îmi place să reamintesc de debutul meu în film, care s-a întâmplat în anul întâi de masterat, adică vorbim respectiv de 2015. Prima zi de filmare a mea a coincis cu un eveniment un eveniment tragic pentru țară, și anume în noaptea cu colectivul eu plecam cu Șerban Pavlu la Euforie să filmăm inimile cicatrizate a lui Radu Jude. Și ăla a fost primul meu film, prima mea interacțiune cu filmul. A fost ceva mai complicat, să zic, în perioada aia, pentru că nu știam nimic despre film, adică știam, bineînțeles, dar nu știam cum se filmează mai în detaliu. Eu am crezut că e foarte simplu să filma, atunci filma Marius Panduru cu Radu Jude, filmau, s-au gândit să facă să pună camera într-un punct și să ne filmeze pe noi ca la teatru cum ar veni. Așa. Și am zis că gata, așa e la film. Nu, am ajuns până acum la Clanul și văd că sunt miliarde și miliarde și miliarde de feluri și moduri în care poți să filmezi. Și tot tu ai spus că teatrul și filmul sunt două chestii diferite. Adică nu poți să alegi între ele. Nu, chiar nu poți să aleg. Cumva pentru mine teatrul e de suflet. Reamintesc că toți actorii care fac meseria asta învață, fac școala de teatru, fac facultatea de teatru. Și filmul îl faci dacă, să zicem, poate ai un instinct sau poate înțelegi așa, îl faci din mers, îl înveți din mers, să zic. Și da, cumva teatru pentru mine rămâne de suflet, iar filmul pentru mine rămâne o chestie care e ca un joc foarte fain de puzzle, în care iei segment cu segment. Mi-e foarte ciudă că la niciun film n-am ajuns să intru în camera de montaj. Eu uite ce tare, da? Da, mi-ar plăcea foarte tare, pentru că, na, de fapt acolo se creează filmul cu adevărat. Dar urmează acum, am vorbit cu monteorul de la, apropo de Jude și așa mai departe, ca să termin o dată, am vorbit cu monteorul care e acum în Elveția cu Cristuțiu, cu Cătălin, și s-ar putea la finalul lunii să vă prezint pe social media, pe Facebook, pe Instagram, pe ce mai am eu, un showreel al meu cu tot, în tot ce am apărut până acum. Clanul, așa. Rux, Sacrificiu, Vlad, Profu, and so on. Bineînțeles, Radu Jude și Radu Muntean. Foarte tare, o să ne faci un mix de momente. Da, un reel. Cele mai importante, de altfel, și cele mai plăcute din viața ta. Da. Așa, să luăm câte puțin din fiecare. Păi, cum să luăm? Ca într-o rețetă. Da. Hai că nu te-am întrebat la început, dar pe unde te prinde ora 14 de obicei și făcând ce? Ora 14 mă prinde ba la filmări, ba la teatru, sau de obicei, ca să fiu sincer, de obicei ora asta 14 mă prinde la masă. Adică iau prânzul de obicei la ora asta, chiar și la filmări, dacă stau bine să mă gândesc. De fapt nu, la filmări de obicei pauza se dă de la 1 la 2, așa că de la 2 începem la partea a doua din zi. Deci ai mâncat deja. Da, chiar asta am făcut, am mâncat mai devreme și am venit încoace. Adică am mâncat exact ca la filmări, am păstrat programul. Așa. Să zic așa. Și nu trecem mai departe, hai să nu schimbăm macazul, tot la film și la teatru rămânem, evident. Știu că mi-ai spus o chestie înainte de emisie cu fanii. Sunt da. Chestii multe ciudate. Oh, da. Mă întreb cum le gestionezi. Nu știu cum să le gestionez. Îți dau așa un mic exemplu. Am, înainte să ajung aici, am traversat, eram cu mașina, am plecat de la locul unde am mâncat o mâncărică foarte, foarte bună, cu niște ouă prăjite, că nu mai știu ce era pe acolo, cu avocado, în fine. Da, băi, na, ca să fie bine după radio. Am trecut cu mașina și văd că prin fața mașinii mele trece o domniță foarte elegantă, așa, și trece mai încet. Adică nu traversează strada ca să se dea la o parte, că trece pur și simplu o mașină ca să, na, știi? Trecea mai încet și se uita insistent la mine. Am zis ok, na, se mai întâmplă, poate m-a recunoscut, poate nu, dar na, m-a recunoscut în schimb, pentru că după ce am făcut eu dreapta și am trecut de ea, am mers vreo jumătate de kilometru, poate mai bine, și am ajuns aici. Și cum am parcat mașina, ea era în spatele meu.
s-a teleportat efectiv. Nu știu cum s-a teleportat, dar ea era în spatele meu și efectiv m-am dat jos din mașină, înainte să intru aici, mă ia în brațe și îmi zice: Doamne, Doamne, cât de mult te admir și nu știu ce. Și am zis: bună, dar ne cunoaștem? Nu, și am început să-mi zică: fii atent cât de nebună sunt. Și o întreb: păi, cât de nebună ești? Păi știi că am trecut prin fața mașinii tale și am alergat până aici să te văd, să nu știu ce. Na, bun, no, se mai întâmplă. Wow, câte sacrificii. Da, da, da. Student, abia a terminat facultatea, mi-a și dat detalii, adică deja ne cunoaștem, ne-am prietenit, adică nu e nicio problemă. Da, uite, vezi. Și imediat evenimentul unul după altul, așa, ca să fie... Cum am terminat cu această studentă foarte drăguță, simpatică, îmbrăcată elegant, intru aici la voi, la radio, și la intrare așteptam să vină cineva să mă ia aici la etaj și trece un domn așa mai în vârstă pe lângă mine și îmi zice așa la ureche: tu meriți împușcat. Wow! Nu cred. Și mă uit așa la el, am rămas interzis, cum se zice, și înainte să iasă pe ușă ridică un deget și zice: stimă. Deci, cu alte cuvinte, era tot fan, dar te-a luat, da, mai tare. M-a luat mai tare, mai bărbătește așa. Mai bărbătește. Fata m-a luat în brațe, el a zis că vrea să mă împuște. Deci, cam așa se întâmplă și cu personajul meu în serial. Unii mă plac, alții vor să mă lichideze. Wow. Ca să citez. La extreme chiar. Da. Știu că am mai avut colegi actori aici în studio și au zis că, da, publicul trebuie să înțeleagă diferența între Marian, uite, în cazul tău, și David din serial. Da, cum zicea domn profesor de la facultate, domnul Florin Zanfirescu, că la el am terminat, că la dumnealui am terminat. Bine, el mă roagă să-i zic Z, Zanfu, Z, cum vrea el. Aha. Dar el tot timpul face glume așa de mine: uite mă, ăsta-i moldovean din, ăsta-i olteanul din Vaslui, ăsta-i olteanul moldoveanu. Și tot timpul se leagă de numele tău, nu? Da, absolut. E singurul care se leagă și se leagă așa cu drag. Și chiar am citit recent un interviu pe care l-a dat legat de mine. Îl întrebau ce părere are despre mine și așa mai departe, cum am fost eu ca student. Și s-a terminat interviu cu el spunând că eu rămân unul din preferații lui. Așa că, domn profesor, dacă m-a auzit sau așa, să știți că vă mulțumesc pentru tot. Mm-hmm. Deci putem să-l introducem pe dumnealui la categoria prieteni? Pe domnul Florin Zanfirescu? Mm-hmm. Absolut. Un prieten special. Absolut. Și Vlad Zanfirescu și chiar Ștefana Zanfira. Așa. Adică și copiii. Am ajuns să mă împrietenez mai degrabă cu tatăl lor decât cu ei. Da. Apropo de prietenii, cât de ușor legi tu prietenii? Ai mulți prieteni? Nu am mulți prieteni. Am un prieten pe care îl consider foarte apropiat. Dacă e vreo problemă din asta urgentă să mă sune la 3 noapte, eu sunt acolo. Dacă e invers, e invers. Dacă e vorba de un sfat, la el mă duc. În momentele cele mai dificile prin care am trecut și eu și el, eram unul pentru celălalt acolo. Mai am așa un prieten mai vechi cu care mă văd o dată pe an. De obicei se întâmplă să stăm toată noaptea la vorbe și la discuții și cumva dăm un reality check. Aha. Și atunci zicem: bă, anul ăsta s-a întâmplat asta, la mine anul ăsta s-a întâmplat asta, tragem o linie, tragem niște concluzii și ne vedem de viață pe mai departe și ne vedem la anul tot cam în perioada aia. Exact. Prietene, nu pot să zic că am prietene fete, pentru că pot să zic mai degrabă că am colege. Și cu prieteniile cu fetele nu știu dacă se poate lega ceva mai chiar serios. Chiar, apropo de asta, crezi că există prietenie între bărbați și femei? Că e discutată și disputată de mii de ani. Nu cred, sincer eu nu cred. Eu cred că, adică, poate fi. Ba da, poate fi. Ba da, există o variantă în care poți să zici că băiatul și fata sunt prieteni cu adevărat. Și am întâlnit cazuri. Dar acum nu știu. Am întâlnit cazuri în care orientările sexuale era, na, amândoi plăceau același gen. Știi? Și atunci să zicem că în cazul ăla merită și să zicem că e o excepție, dar de regulă dacă extremele se atrag, cum, nu știu dacă e asta normal, acum nu mai știi cum e bine, dar nu contează. Și nu judec pe nimeni, dar nu prea cred eu. Eu ca băiat să fiu prea mult timp prieten cu o fată... Se duce în altă direcție eventual. Sper. Dacă am procesat mai greu. Așa. Na, și nu cred că sunt singur. Adică eu chiar cred că sunt un... Na, normal. Mm-hmm. Normal. Cum cred eu că e normal. Da, bun punct de vedere. Na. Am trecut prin toate. Da.
Și sunt curioasă, dacă nu ai fi făcut film și teatru, ce meserie ai fi făcut la fel de bine? La fel de bine nu știu, dar nici nu știu dacă pe asta o fac bine acum. Cu orice proiect în care intru, că e film, că e teatru, tot timpul apar mici dezamăgiri, mici frustrări care se adună așa ca picătură cu picătură, știi? Și tot timpul îmi zic că, băi, se putea mai bine și mai bine și mai bine și mai bine, dar de fiecare dată va fi așa cumva. Adică nu pot să zic că ajungi la finalul unui proiect sau la o premieră și să zici gata, ăsta e, asta e. În meseria asta totul este foarte, lângă faptul că e efemeră, e și foarte ca o mlaștină așa, în care nu știi niciodată, că sunt atâtea variante și variabile pe care poți să pe care tu ca actor poți să alegi direcția în care să te duci, direcția artistică, bineînțeles, încât nu ai cum să împachetezi cumva un personaj și atunci orice valență pe care îi dai, dacă tu ai impresia că e cum e acum la mine cu David, la Clanul, dacă îi dau o altă valență în plus, ar putea să zic eu de acasă, băi, nu merge așa pentru personajul ăsta, dar din exterior vine regizorul și zice, ia fă chestia asta, pentru că îi dă altă notă, altă nuanță, altceva și atunci personajul înflorește altfel, îi dai o altă dimensiune interioară și atunci... Mm-hmm. Dar măcar era întrebare, nu știu dacă am răspuns la ea. Ai răspuns la ea. Da. Ce meserie ai fi făcut la fel de la bine? La meserie, nu știu. Ideea e că am făcut 8 ani de fotbal. Eu sunt din Vaslui. Da. Și am făcut la FC Vaslui Junior 8 ani de fotbal. M-am lăsat de fotbal pentru că am descoperit teatru și filmul. Dar am descoperit teatru și film la un an după. Să zicem că am încheiat capitolul cu fotbalul și la un an după aia am descoperit teatru și filmul. Sunt etape în viață. Da, și nu e nimic întâmplător. Da. Dar eram bun, eram destul de bun la fotbal. Mm-hmm. Chiar, da, am avut și o zi de filmare, era să zic. Am avut un antrenament cu echipa mare de la FC Vaslui când era în Liga 1. Cu 2-3 pe acolo ne încadram noi ăștia din Vaslui. Și am avut șansa să mă duc la un antrenament cu băieții mari. Că, na... Am ajuns acolo, m-a văzut Viorel Hizo și a zis, bă băiete, mai stai tu un an pătușă că ești prea mic, aveam 16 ani. Ăștia la alți Wesley, Temoniera, Stanciu, cine mai era pe acolo, s-au uitat la mine așa și s-au uitat de sus în jos și la propriu, îmi dădeau un număr și ăla eram. A zis că gata, vin la anul și nu știu ce, într-un an de zile m-am lăsat. Într-un an de zile m-am lăsat, m-am dus la taică, mi-a zis, bă tată, nu mai vreau fotbal, dar de ce nu mai vrei? Nu știu, dar așa simt. Deci după intuiție te iei. Da, toată viața până după intuiție. Abia acum am impresia că mai și gândesc din când în când. Dar nu, eu de fapt chiar după intuiție. Tot ce am făcut până acum a fost după intuiție. Și m-ai adus în zona asta personajului tău din Clanul al David. Ai zis că ți-e diferit față de tine, de trăsăturile tale. Adică nu e unul la unul. Nu e unul la unul și asta îmi place foarte mult. Asta îmi place foarte mult, e o chestie care mă completează. Să zicem, dacă la teatru mic, unde sunt angajat și, na, vă invit și la spectacole, joc acum în 3 și o să fac o înlocuire acum la Tartuf. Deci vă aștept la Romeo și Julieta. Ești Romeo? Chiar? Sunt Romeo, da, Romeo și Julieta. Regia lui Liliana Pană, îl joc de vreo 4 ani, 5. Joc tot un Shakespeare, a 12-a noapte, joc vreo 3 personaje acolo, 2 mai... figurație, să zic, și unul mai de bază, Sebastian, fratele Violei, și mai joc într-un spectacol, Mama se numește, de Ignasi Vladislav, și tot timpul ui numele. E foarte lung. E un polonez scris la 1800 și acolo vin și dau sunt sufletul petrecerii, să zic, în spectacolul ăla. Mă distrez foarte tare. Și trebuie să-l joc pe Ludovic al XIV-lea, acum la final de aprilie, în regia domnului Colceag, Gelu Colceag, da, la teatru. Care ți-a fost și profesor. Care mi-a fost profesor la masterat și care mi-a fost și director. Mm-hmm. Acum... s-au schimbat direcțiile prin teatru. Cât timp filmam s-au întâmplat niște chestii, am ajuns în teatru și eram ce s-a întâmplat? Nu mai știi ce a fost. Da. Dar acolo e un alt domn de care sunt foarte legat și pe care îl respect enorm și fără ajutorul lui probabil astăzi nu puteam să vorbesc atât de mult despre teatru. Așa că la fel cum i-am mulțumit domnului Zanfirescu, domnul Colceag este un profesor și un domn, un adevărat domn
pentru care îi mulțumesc din tot sufletul. Uh-huh. Dar ca să revin la întrebare. Așa. Că mai multe detalii găsim la tine pe rețelele sociale despre teatru, da? Da. La mine pe Instagram, pe Facebook tot timpul postez și nu postez doar spectacolele mele. Acolo eu tot dau share la pagina Teatrului Mic. Și puteți să vedeți acolo toate spectacolele. Aseară am fost la o premieră, alaltă seară am fost la o premieră de Lia Bugner, care scrie și la Clanul. Uh-huh. Se numește Doamne Ferește, scris de Lia Bugner, regizat de Lia Bugner, cu actorii Teatrului Mic, că o parte din actorii Teatrului Mic, și este un spectacol absolut superb. Vă rog să mergeți la el, pe bune, să mergeți și voi de aici. Așa că vă dau invitații. La cinema, la teatru la cu teatru, noi. La teatru cu voi, pe bune, da. Numai care era întrebarea de la care am plecat? De personajul tău, David, că e total diferit. E total diferit, dar să zicem izvorul din care l-am... Doamne, ce cuvânt! Sunt citit, domnule! Ești! Râdeți acum de mine, vă rog, așa. Sursa de unde pornesc toate, de unde a pornit acest David, bineînțeles că este textul, povestea m-a făcut să înțeleg mai bine ce se întâmplă acolo. Și din interior, că na, cam așa, să, din ce am înțeles eu până acum, personajele tot din tine vin. De-aia sunt diferite, mm-hmm. De-aia orice personaj e diferit, orice Hamlet e diferit. Și dacă ar fi făcut altcineva David, ar fi fost diferit. Așa că, să zicem că am și o urmă de scepticism, fecioară fiind, gândind prea mult și fiind perfecționist. Urma de scepticism a mea personală am dezvoltat-o în acest personaj care s-a dus în care a atins cotele unei cârtițe veritabile. Mm-hmm. Cam din scepticism a pornit, că ce se întâmplă acolo și tot firul ăsta de gând, fundalul ăsta, procesul ăsta de gândire, cred că s-a dezvoltat și a luat amploare și s-a imprimat foarte bine pe textul scris de Lia și de Angel. Deci ai fost tu omul potrivit pentru acest rol. Da, se pare că da. Deși eu când am luat castingul, îți spun sincer, eu habar nu aveam că era rolul principal. Deci te-ai dus pur și simplu pentru oricare eu dintre roluri? Eu am crezut că David e un polițist. Simplu, am citit și primul episod după ce am luat casting, după ce am aflat că e rolul principal. Eu nu știam că e principal, eram la antrenamente, pe la box, pe unde mă duceam eu și... zice domnica Cărciumaru, zice, felicitări, ai luat rolul. Și eu eram, mersi, dar na, ce e ăsta? Ce e, secundar? Ce e atât de important, nu? Ce, e un polițist, ia că n-a mai jucat cineva polițist. Te duci îmbrăcat cu băscăi așa, cu scos pistolul, faci popoc și pleci acasă. Nu, că e principal. Am amuțit în momentul ăla și eram cu antrenorul de la box și mi-am zis, Nea Mircea, ce fac? Păi ce faci? Îl faci! Așa, dar reacție. Da? Ce fac? Păi îl faci, dar dacă nu pot, cum să nu poți? Poți. Orice e posibil. Da. Și da, uite că încă sunt în proces. Aha. Da. Și uite, vezi că ești apreciat, că oamenii pe stradă știu ei ce știu. Da, eram cumva speriat înainte de toată chestia asta cu vedetismul, cu faima, cu nu știu ce, dar nu să... Părerea mea oricum e că azi toată lumea e vedetă, adică... Atât bune, cât ești vizibil, cum dar... Cum ești vizibil pe internet și așa mai departe și te știe lumea, bine, dacă te știe pentru ceva notabil e de respectat, dar dacă... faci niște chestii așa care sunt virale, no, și așa ești vedetă, și așa ești cunoscut, și așa cumva te poți numi semi-persoană publică sau nu știu cum, un fel de. Dar mi-era foarte frică de faimă, mi-era foarte frică de Doamne, cum o să mă schimbe pe mine, cu nu știu ce. Din contră, mă face să fiu mai eu. Mă face să fiu mai eu pentru că de fiecare dată când primez niște reacții din astea din partea oamenilor întâmplător așa, nu reacționez ca și cum, domnule, uite cine sunt eu, uite ce fac eu. Nu, mă lovește așa cu energia lui și nu pot să fiu decât sincer. Că te ia prin surprindere. Când de fiecare dată, oricine cine-i lua prin surprindere, reacționează. Și reacția e naturală, nu e falsă, nu e prefăcută, nu e Nu stai să o gândești. Nu stai să o gândești, nu joci nimic, nu joci niciun personaj. Cumva te face să fii mai tu toată această. Și mai bine așa decât să... Cum ar fi să ies pe stradă și să joc un personaj tot timpul? Acum eu să fiu nu știu cum cu tine aici. Da. Nu, păi e obositor. Și apropo de personaje, sunt curioasă dacă ai, nu știu, ai dus un personaj în realitate, ai transferat o energie sau o chestie comună de personalitate. Sau invers. Ce înseamnă asta? Adică dacă te-ai regăsit într-un personaj pe care l-ai jucat atât la teatru cât și în seriale sau în film, aha, cu care să te regăsești, să găsești o chestie comună. Da, să zic că am găsit ceva de genul ăsta. Bine, cumva toate sunt mai pe
pe mine, să zic așa. Și la film când te aleg pentru pe tipologia pe care ești tu deja ca actor. Uh-huh, dacă uh-huh. eu prezint ceva fizic, oamenii o să-mi dea, pentru că așa e mai eficient pentru toată lumea, o să-mi dea un rol care să se potrivească cu aparențele mele fizice și așa mai departe. La teatru, în schimb, mai poți să faci anumite lucruri, să zicem, de contraamploa și de căutări din astea ale unor personaje. Dar, să zicem, că am jucat la un moment dat, bine, m-am jucat pe mine în 2007 și spectacolul se numea Anul Dispărut 2007. A fost o trilogie cu acest spectacol și eu am jucat în ultima parte, să zic, regizat de Ana Mărgineanu și scris de Peca Ștefan. Se întâmpla că veneau ei doi, regizor și scriitor, și ne lua pe noi actorii și povesteam întâmplări din anul respectiv. A fost Anul Dispărut 1989, după care 96, după care 2007. Și am povestit ce mi s-a întâmplat mie în 2007, cu prima mea iubire, cu un triunghi conjugal pe care eu nu știam, nu credeam că există, între mine, ea și un domn polițist, uite cum se leagă lucrurile. Vezi? Da. Și, în fine, le-au plăcut foarte mult povestea și m-am jucat atunci pe mine. Să zicem că atunci n-am jucat mult, dar totuși am interpretat ce au rescris ei din povestea mea, din colajul ăsta meu de poveste. Ăla, să zicem, că a fost cel mai apropiat personaj de mine și eu de el, pentru că, na, era povestea mea. A ta, da. Da, dar în rest, la Romeo găsesc niște valențe, încă mai găsesc niște scăpări din astea de adolescent. Știu că îl joci de mult timp pe Romeo. Da, în 2018 am scos premiera, undeva prin cred că octombrie sau septembrie-octombrie, pe acolo, în 2018, da. Da, încă mai găsesc niște valențe din astea foarte adolescentine în mine, încă le plasez cât cred eu pe scenă și cum cred eu, s-au mai schimbat. E frumos să joci. Asta vorbeam cu Șerban Pavlu în rulotă la Claclanu, când mai avem câte o mică pauză așa, mai vorbeam cu el și ziceam, bă, cât de mișto e să... E bun și exercițiul ăsta în care joci un spectacol mult timp, ani de zile, nu știu, sunt spectacole care se joacă de 20 de ani, cum e Oana Pelea cu domnul Gruia Sandu, joacă, mă tot duc de vreo 20 de ani, domnul Gruia Sandu mi-a fost și prof. Și asta îi ziceam și eu lui Pavlu, că, băi, Șerban, mi se pare super tare, găsești valențe noi, găsești interpretări noi, găsești feluri de a vorbi, de a spune lucrurile, de a juca, de a interpreta efectiv de la spectacol la spectacol. Și odată cum mai trece un an, cum și tu ești mai schimbat, ești mai diferit, și atunci și personajul cumva se schimbă. Se metamorfoze, se modifică ușor, da. Da, știi că e vorba aia, că dacă am citi sau am vedea un film pe care l-am văzut cu ani în urmă, îl vom percepe total diferit. Da, absolut. Cum mi s-a zis în clasa 12-a de... mi s-a zis așa, dacă acum citești o carte din asta foarte importantă, să o mai citești cum ar fi un Dostoevski, să zic, un Karamazov, da? Uh-huh. Frații Karamazov. Citești acum la 18 ani, mai citești odată la 30 ceva de ani, mai citești odată la 50 și încă odată la bătrânețe, ca să vezi că sunt straturi de înțelegere diferite. Acum trebuie să te dezvolți și tu. Exact. Da, să ajungi la înțelepciune, da, de da, ce da, nu? Da, 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 da. Vorbeai mai devreme despre fotbal. Hai că trecem de la una la alta, dar știu că faci și beatbox. Da, mi-am mai amintit eu acum de un spectacol în care făceam beatbox. Da? Uite, da. Despre ce e vorba? Despre Apa Vie. Apa Vie după Frații Grimm. Scris, rescris, adică adaptat de Daniel Freelancer Chirilă. Așa. Poate se aude bine despre cine e vorba. E un băiat foarte talentat și actor și regizor și scriitor, care a luat tot așa din ca un hop așa, a luat viața și s-a dus pe toate astea trei deodată aproape și face foarte bine ce face, în care a rescris cumva Frații Grimm și împreună cu Ștefan Lupu, care este acum domnul director mai nou la Teatru Mic, mi-a dat acest rol principal. Și era drăguț acolo, că m-a întrebat de ce personaj e mai apropiat de mine. Și cumva și ăsta am găsit acolo. E un spectacol foarte colorat, cu dans contemporan. Mai mult durează aproape o oră 45 spectacolul și mai mult dansez în el. Și în care joc prințul mic.
Nu Micul Prinț. Așa, nu Micul Prinț. Prințul Mic. Nu, nu, okay. Nu, Saint-Exupéry, altă seară, altă poveste. Uh-huh. Joc Prințul Mic la Teatru Mic și sper să se reia spectacolul ăsta. Abia îl așteptăm, da. Pentru că sunt curioasă să văd muzica, cum e. Muzica, de exemplu, e făcută de Dobrică, de la Șuie Paparude, adică s-a muncit foarte mult la spectacolul ăsta, este foarte colorat, foarte viu și îți dă un chef de viață de... Nu cred că a existat. Uite, îți dau un exemplu. Am un prieten foarte morocănos, ăla cu care mă văd o dată pe an. Și l-am chemat la spectacol și mi-a zis așa, băi, primele 20 de minute te-am detestat, nu mi-a plăcut nimic, nu mi-a plăcut aia. El e foarte morocănos de fel. Și mi-a zis că, băi, până la finalul spectacolului am plecat așa, zâmbind. Deci dacă până și cel mai urâcios așa dintre voi se poate da, schimba, așa, se poate modifica într-o oră 45, asta e tot. Înseamnă că ți-ai făcut treaba foarte bine. Și da, și apropo de beatbox, că mă întrebai și de fotbal și de beatbox, da, fac beatbox. Fac uh-huh. beatbox și în spectacolul ăla făceam beatbox. Ne poți face o demonstrație acum? Da, bineînțeles. Te rog. Cu muzica asta pe fundal? Te ajută? Da, publicul aude da, muzica? Da, da. Păi atunci intru cu niște scratch-uri pe ce se aude. Bine, ia. Cred că am grăbit ritmul. Tu te pricepi, ești profesionist. Nu mă mai auzeam atât de bine în cască de aia. Mulțumim frumos. A fost un moment spontan, da? Îți place să fii spontan? Da. Așa. Da, îmi așa. Place. Îmi place că e ca la teatru. Improvizația e... Aia, e cheia. E cheia cumva. Totul e o improvizație, așa cred. Că dacă nu improvizezi, nu știu. Improvizația pentru actori mi se pare că oferă cea mai mare libertate scenică. Mm-hmm. Și atunci intri în niște locuri. Necunoscutul nu mai e atât de urât. Nu așa frumos. Îți plac schimbările. Am învățat să-mi placă schimbările. Nu, erau pe gustul tău, nu? Vai. De la 30 de ani s-a produs o schimbare. Sper să rămână așa, că e bine. E pragul ăla critic. Mm-hmm. Pragul ăla critic și de care am scăpat cu brio, zic eu. Da. Sper să îmbrățișez viața de acum încolo mult mai așa, mai pozitiv. Mm-hmm. Decât să mă stresez. Dar cred că ăștia sunt tu ești pozitiv, eu așa te văd. Așa și sunt de fapt, da. Că asta nu înțelegeam nici eu la mine de la 20 la 30. Bă, ce-i cu mine? Și ai și un simț al umorului aparte, da. Te-ai gândit să faci un stand-up comedy? M-am gândit eu așa, dar mi-e frică. Ce intru eu pe tărâmul lui Micuțu, lui Radu Isac, lui Sorin Pârcălap? Ce caut eu acolo? Dar să te gândești. Băi, de gândit mă gândesc, dacă așa. Vor ei așa să bem o bere la un moment dat, că na. Uh-huh. Radu și el, Radu e din Vaslui. A, da? Știu persoana, da, știu și unde stă maică-sa ta. Multă lume de acolo. Da. Și Micuțu-i Moldova, mă știu și cu Micuțu și cu Sorin, cu toți trei mă știu. Bă, vorbim și dacă vreți voi, zic un banc. Deci un banc. Nu pot să le zic acum, că na, nu pot. Le zici lor în privat și după aia vii. Da, să-mi dea ei acordul. Dar nu, Doamne iartă-mă, nu intru peste asta. Poate un moment de stand-up în teatru, știi? Exact. Un momentel așa, un extra text acolo să intre un... uite așa, da. De ce nu? Da, dacă în teatru orice e posibil. Așa e. Uite, Marian, noi suntem în online. Tu cum ești cu relația asta cu online-ul? Sunt foarte activ pe Instagram. Îmi place Instagram-ul. E foarte distractiv pentru mine. În schimb, n-am TikTok. Nu știu ce. Adică știu ce e ăla, dar nu pot să am. Câte să am? Am și Facebook. Nu mai ai timp, nu? Păi da. Instagram-ul e așa, un fel de... Dar chiar aseară m-am gândit la treaba asta. Uite, stăteam în pat și mă uitam la... Bine, stăteam pe Instagram. Stăteam, mă uitam la știu ce... La știu ce mă uitam eu. Au fost niște meciuri aseară cu de kickbox, de astea. Mă uitam pe net. Ok, specific. Da, de kickbox, nu știu ce. Și la un moment dat am trecut de pe Instagram pe YouTube. Acum cumva simt că YouTube pentru generația noastră e un fel de televizor așa pentru părinți. Mm-hmm. Instagram-ul e un fel de ziar sau revistă pentru părinți mai nu știu de care. Facebook-ul e așa un ziar comun pentru unde stai și vorbești cu părinții. E un loc așa de joacă între copii și părinți. Facebook-ul, Instagram-ul e așa tineretul cu tineretul. YouTube-ul e așa televizorul nostru. Da, deci... Interesantă perspectivă. Eu așa le văd, sincer. Na, mare diferență. Ce aveau ei cu televizorul, cu radioul, cu... Așa, noi avem telefonul ăsta de stăm cu ochii pe el. Nu cred că s-a schimbat nimic, de fapt. Oricum, pe TikTok, să știi că dacă nu ai cont, tot apari, pentru că sunt multe momente din clanul. Le-am aflat. Tot văzut. Am aflat. Mi-a arătat și mie cineva. Mi-a uitat secvențe care încă n-au apărut.
eram... De unde? Stai, de unde? Că nici nu le-am filmat pe astea. Ce ați nebunit? Wow. Da. Vezi? Da, e tare, e tare. Ce se întâmplă acum cu clanul e, un, e foarte mișto. E un proiect de suflet, e... E... E, este efectiv un rol care de-aia și... Sunt și eu mai pozitiv cumva, știi? Că un rol din ăsta nu vine... Nu vine tot timpul, nu vine fiecare an, nu vine nici măcar o dată la 2 ani. Dar când vine, vine și te inundă așa cu, cu tot ce înseamnă el, știi? Și cu bucurii și cu oboseală și cu, cu de toate așa. Dar e un proiect de suflet care pe mine m-a, m-a ridicat așa la, la, la o suprafață pe care doar, na, noi o știm. Sau, nu știu, habar n-am. E multă muncă în spate până la urmă. Da, și nu, nu e ca și cum am muncit doar la clanul. M-am muncit peste tot unde am fost, n-am stat. Și cred că, na, roadele abia acum încep să se, să se, să le culeg așa, dar ușor, nu e... Păi ce atâta grabă, că până la urmă unde să mergem, păi, nu? Păi, da, nu, nu vreau să merg nicăieri, vreau să stau aici liniștit și la mine în țară, dacă prind un proiect în afară, Doamne ajută să fie idee imigrant, că rol principal sigur nu prind, și cu siguranță. Nu se știe niciodată. Îți zic eu. Mm-hmm. Ok. Îți zic soto. Doar dacă emigrantul e rol principal în scenariu, doar așa. Uh-huh. Sper să fac treaba la mine în țară de acum încolo și clanul să fie un punct de plecare vizibil pentru mine în cariera asta mea, sper de acum încolo la fel de vizibilă, știi? Și să o țin așa până la 100 de ani. Doamne ajută, Doamne sunt sigură ajută, că vei mai avea astfel de roluri, abia e începutul, să știi. Asta, asta vreau să zic și eu, dar uite că n-am cuvintele alea simple la mine. Astăzi. Ai avut destule, da. Să știi. Marian, încă o dată, cum te găsesc cei care ne urmăresc acum în online, care vor să afle mai multe despre ce faci tu efectiv și la teatru, dar și în clanul? Da, pe Facebook, pe Instagram, pe site-ul Teatrului Mic, cam astea sunt ce am văzut și eu pe Google, că de ce să mint, nu caut, caut. Am văzut și pe Google că mi-apare IMDB-ul pe acolo, dar n-are importanță asta. Mă găsiți pe Facebook cu Marian Olteanu, că acolo a mers IU. Așa. Și pe Instagram n-a mers IU și mă găsiți cu Marian.Olteanu. Deci Marian.Olteanu pe Instagram, acolo sunt cel mai activ. Și dacă vă interesează să mergeți la Teatru Mic, să vedeți niște spectacole din punctul meu de vedere, foarte, foarte, și nu-i doar punctul meu de vedere, mergeți și eu nu vă mai zic nimic. Intrați pe teatrumic.ro, căutați acolo la rubrica program, la rubrica spectacole, la rubrica actori și vedeți ce, ce echipă frumoasă avem și, și așa mai departe. Și bineînțeles, unde să mă vedeți? Duminică la 8, la Clanul, nu? Pe PTV și pe săptămână înainte pe Voio. Așa că te urmărim îndeaproape și toți cei care ne urmăresc să o facă. Absolut. N-au nimic de pierdut, în plus au de, foarte mult de câștigat. Da, eu cred că e, da, e un spectacol frumos clanul ăsta. Așa, e așa. Un spectacol frumos, ca să le combini și teatru și filmul. E un spectacol foarte frumos clanul. E chiar spectaculos serialul ăsta. Cei care se uită deja la el poate să confirme treaba asta, iar cei care nu au văzut și... vor totuși să arunce un ochi, poate să facă pe Voio. Sigur, dacă, uite, dacă sunt unii care nu vor să plătească abonamentul pe Voio, vă zic eu o schemă. Intrați și vedeți că prima săptămână e trial, e free, nu plătești în prima săptămână. Băi, uitați-vă prima săptămână la tot, da? Și după aia uitați-vă în continuare pe TV. E simplu, dacă chiar nu vreți și nu vreți, eu nu. Sau altă variantă. Sigur aveți un prieten care are, care are contul abonament. Și vă dă și el contul respectiv și vă uitați după. Exact. Sunt variante, numai trebuie să vrei. Vorbeai mai devreme de spectacole, eu cred că tu ești un spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Doamne ajută, așa să fie. Să fac un one man show, poate la un moment dat așa. Mm-hmm. Mai încolo, nu mă grăbesc. De bifat acolo, da, pe da, listă. Da, da, da. Marian, mulțumesc încă o dată că ai fost astăzi la Trăinaetă pentru prima dată, dar a fost o mare plăcere să te am aici. Și pentru mine la fel, mă simt foarte bine, că de-aia când vorbesc mult eu mă simt bine. Ești bine, știi, da. Așa. Dar mă simt ciudat că am vorbit cam mult, dar asta e. Se mai întâmplă, vin și e a doua bine, oară și bine. Mai tac. Așa. Data viitoare vin și nu zic nimic. Te urmărim și te mai așteptăm și cu alte noutăți. Bine, vă mulțumesc frumos și ne vedem. Ne vedem pe, la Clanul și la teatru. Vă peste tot. Peste tot, Doamne. Așa. Iar tu rămâi aici pe Trăinaetă cu Camila Cabello și Don't Go Yet. Audiție plăcută!